Bine m-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem invitatei mele, Gabriela Povian. Bine te-am găsit. A trebuit să-ți spun bun revenit pentru că nu e prima oară când ești alături de mine sau când sunt alături de tine. Noi am mai avut o istorie a emisiunilor împreună. Dar m-am gândit că ar fi potrivit să te aduc într-un cadru în care să vorbești despre momente cheie în care ai experimentat intervenția lui Dumnezeu. Și mă bucur că ai făcut-o și am acceptat cu bucurie provocarea ta. Hai să vedem despre ce experiență ai vrea să ne vorbești și despre cum l-ai văzut pe Dumnezeu în spatele acestor experiențe. Să știi că m-am gândit și m-am rugat ce ar fi mai potrivit să aleg din trecutul meu, așa, mă uitam așa prin cartea mea de istorie, trecutul meu, și mă gândeam ce ar fi mai potrivit să nu fie ceva foarte personal și să nu fie ceva care să nu fie de folos și pentru ceilalți, pentru cei care ne privesc și ne ascultă. Și să știi că mi-a rămas în minte mereu și recurent îmi venea același gând. Cum a fost pentru mine atunci când Dumnezeu se părea că tace, dar eu totuși îl simțeam ca la o întâlnire de gradul zero, cum este titlul emisiunii tale. Și în sfera aceasta aș vrea să, Ia să rămânem. Mă uit și eu în jurul meu la oamenii cu care lucrez, prin profesia pe care o desfășor, și îmi dau seama că foarte mulți oameni se confruntă cu situația aceasta în care au sentimentul că Dumnezeu tace, că Dumnezeu îi părăsește, că Dumnezeu pleacă din scena vieților, cumva. Și pot să zic că am avut și eu situații de genul acesta și era la nivel de, efectiv, de simțire, într-un mod foarte puternic. Și atunci mă gândeam ce pot să fac atunci, ce pot să fac în momentele respective. Și mi-aduc aminte, era fiica mea mică, deci undeva suntem cu vreo 20 și ceva de ani în urmă, 22, poate cam așa undeva, nu aș ști exact să spun timpul. Am avut o perioadă de, să zic așa, cam o săptămână, în care efectiv în tot ceea ce era ființa mea, nu mai aveam putere să cred în Dumnezeu, nu mai aveam putere să-L simt pe Dumnezeu, simțeam, nu înțelesesem până atunci ce înseamnă să te rogi și rugăciunile tale să rămână până în tavan. Să simți că vorbești cu pereții, că vorbești de unul singur. Și eram atât de speriată în zilele respective, și mamă, și responsabilă pentru familia mea, pentru locul meu de muncă. Lucram pe atunci cu copiii și era o mare responsabilitate. Și mă simțeam atât de pierdută și mă simțeam atât de debusolată. Mă gândeam, ce am făcut? Cu ce am greșit? Îmi analizam comportamentul de la locul de muncă foarte mult, pentru că lucrând cu copii cu dizabilități, inevitabil aveam momente în care mă enervam, îmi pierdeam cumpătul, nu mergeam niciodată, mulțumesc lui Dumnezeu, în extreme, dar mă simțeam vinovată ca și copil de Dumnezeu. Doream să fiu bună, doream să fiu cât mai perfectă, doream să fiu ceea ce de fapt nu puteam să fiu, că eram doar un om. Expusă la stres, expusă la toate problemele cu care mă confruntam acolo la locul de muncă. Foarte multă dizabilitate, foarte mult eșec, foarte mult, hai să o luăm din nou de la capăt, foarte mult mers pe bâșbâite, pentru că nu știai, ai rezultate, n-ai rezultate. Dar și bucurii pentru componentele micuțe pe care le aveai ca rezultate când vedeai că un copil evoluează. Ei, și într-o situație de genul acesta, pe fondul meu de trecut, pe fondul meu de experiență în depresie, în anxietate, în traumă, simțeam efectiv o teamă atât de puternică că cumva Dumnezeu mă lasă, am făcut eu sigur ceva. Asta mă durea foarte tare pentru că simțeam că mă pedepsește Dumnezeu că am făcut ceva, nu înțelegeam ce am făcut și mi-era teamă că Dumnezeu o să mă lase și o să mă întorc înapoi în groapa din care Dumnezeu m-a scos. Și atunci stăteam și mă gândeam mereu și căutam cumva să-L curtez pe Dumnezeu. Am început să fiu mult mai atentă la comportamentul meu, mult mai atentă la modul în care vorbesc, la modul în care fac curat în casă, mult mai bine, să mă port mai frumos cu oamenii din jurul meu, să mă port mai frumos cu copiii la locul meu de muncă, să dau mai mult. Evident că am devenit foarte epuizată și foarte obosită. Deci a fost o săptămână pe care n-aș putea să o uit niciodată în viața mea. Și într-o seară, într-o noapte, în care nu am putut să dorm, eram cumva la un capăt de putere,
L-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, dar ce pot să fac? Ce pot să fac? De ce te-ai supărat pe mine? Ce se întâmplă? Și ce mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că atunci când eu m-am simțit și am spus, uite, aici eu, pentru mine e capătul, eu nu mai pot să fac nimica, efectiv așa, parcă, nu știu, s-a luat așa un văl, s-a dat așa ceața din capul meu, din mintea mea, din gândurile mele și am auzit așa în îndemnul meu, în conștiința mea, așa, un îndemn. Gândește-te rațional la cine am fost eu pentru tine până acum. Uită-te în spate. Care a fost relația? Rațional. Nu te baza pe ce simți, nu te baza pe ceea ce vezi. Gândește-te rațional. Subliniez, în perioada aceasta, chiar dacă nu simțeam, deci n-am mai trăit niciodată așa ceva, să nu simt că există Dumnezeu și să nu simt că eu cred. Nu mai aveam putere să cred în Dumnezeu. Eu am continuat să mă rog înaintea lui Dumnezeu. Eu am continuat să stau de vorbă cu El. Am continuat să citesc din Biblie. Am continuat să fac tot ceea ce știam la nivelul minții mele, din punct de vedere intelectual, că pot să fac. Cum te rugai? Mă rugam lui Dumnezeu să îmi descoper unde am greșit. Cu un sentiment de vinovăție, care era predominant în perioada asta. Foarte puternic și o rușine foarte mare. Dar de ce era? De ce crezi? Cum îl explici? În ce mă privește pe mine, era pentru că era background-ul meu. Era tiparul în care eu am fost crescută ca și copil. Și mă raportam la Dumnezeu exact așa cum cu mine s-au raportat părinții mei. Nu știam să am o altă abordare în ce privește relația mea cu Dumnezeu. Și atunci, dacă se spunea că Dumnezeu e tată, că Dumnezeu e ca un părinte, eu nu știam să mă raportez altfel la El decât așa cum știam că ideea ta de părinte exact. Era că trebuie să fii pedepsită. Că... Da, da, că nu meriți. Că trebuie să faci foarte multe ca să fii acceptată, ca să fii băgată în seamă, că nu doar așa pentru că tu existi, e suficient și ești iubită, trebuie să faci foarte mult. Cumva credeam că Domnul Iisus Hristos a murit pentru mine, credeam foarte mult treaba asta, dar era atât de lipită la mine jertfa cu fapta, eu nu puteam să văd că e distinct, nu puteam să înțeleg în mintea mea și să primesc rațional și emoțional pe toate planurile faptul că este jertfa, eu sunt mântuită și datorită faptului că sunt mântuită, eu pot să umblu cu Dumnezeu și eu pot să fac fapte vrednice de copil de Dumnezeu. La mine era raportul invers. Și repet, datorită background-ului meu, datorită la ceea ce eu am învățat în familia mea. Și în tot tumultul acesta, în care Dumnezeu cumva mi-a pus prin Duhul Sfânt pe inimă să fac lucrul acesta, am început să mă uit, evident, la fel, rațional, să mă uit în spate la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine, pas cu pas. M-am dus în spate în copilărie, în vremea în care nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, în vremea în care doar spuneam atâta, dă Doamne să nu se întâmple ceva rău, durerile mele, când, eu știu, primeam bătăi nemeritate sau abuzurile prin care am trecut. Pentru cei care nu știu povestea ta, ai fost adoptată la vârstă de un an de o familie care de fapt nu te-a iubit, adică își dorea un copil doar ca să salveze o căsnicie care s-a și ruinat până la urmă. Da, și mama mea adoptivă și-a dorit foarte mult să aibă pe cineva la bătrânețe și iată că cumva împrejurările și deciziile pe care ea le-a luat nu i-au permis lucrul acesta. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și nu am fost alături de ea la bătrânețe. Aș fi fost cu toată inima dacă era să fiu, dar ea a luat alte decizii în viața ei. Ei, și uitându-mă în spate la ceea ce Dumnezeu a făcut, uitându-mă în spate la Dumnezeu, foarte mult pentru mine a însemnat Dumnezeu atunci când eu habar nu aveam că există și eu doar știam Doamne, Doamne, dă să, atâta știam. Știam de la biserică, de la acolo, de la catedrală, că în dreapta e raiul, în stânga iadul și clar drumul meu spre iad. Așa îmi spusese mama mea adoptivă într-o doară când am mers odată cu ea la biserică. Mergeam extrem de rar, nici măcar de fiecare dată la Paști, la Crăciun. Și de ce te-a trimis ea în iad? Foarte bună întrebare. Nu știu să răspund. Nu știu de ce avea. Mi se părea că ești da, și că sunt, meriți da, asta. Da. Așa era părerea ei deformată, că sunt un... De fapt, așa am crescut cu conceptul că eu sunt un copil rău. Și abia când am fost adult și m-am întâlnit cu oameni adulți din copilăria mea,
mă mutasem din zonă unde locuia mama mea adoptivă și ei făceau remarci de genul: „Fai, ce mă bucur să te văd, așa cu dragă mi-aduc aminte de tine, dar ce copil bun erai, ce politicoasă.” Și eu eram: „Dar voi de cine vorbiți?” Și abia în felul acesta, Tu ai cumva... ajuns să crezi și tu că ești foarte rea. Da. Și eu eram ferm convinsă că o să merg în iad. Eram ferm convinsă. Îngrozitor. Cum ai putut să trăiești cu cu frica această asta? sentință? Întotdeauna am avut... Uite, să știi că, paradoxal, dar toate lucrurile acestea care au fost dureroase pentru mine, Dumnezeu, în iubirea lui și în marea sa înțelepciune, le-a transformat în binecuvântări. Ce m-a apropiat pe mine de Dumnezeu foarte tare? Teama de moarte, teama că eu merg în iad. Și au zis-mi că cumva se poate repara treaba asta, că cumva Iisus și pentru mine a murit. Nu e selectiv, e pentru oricine. Și îmi răsuna în minte versetul acela: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum, așa a făcut Dumnezeu, limbajul meu de iubire sunt cuvintele. Și atunci pentru mine cuvintele au fost foarte importante. Și atunci, dacă mama mea mi-a spus mereu și am auzit în copilărie: „Nu ești bună de nimica și toate lucrurile astea, tu nu meriți, tu n-ai valoare, tu vai și amar de capul tău, nu o să se leagă nimica de tine.” Deci lucruri pe care le-am auzit până când m-am căsătorit și după aceea. Normal că în mintea mea era sentința și erau realitate și a fost foarte greu să trec peste toate cuvintele acestea și practic le-am simțit ca pe niște blesteme, efectiv ca pe niște blesteme. Efectiv așa le-am simțit, dar mai cu seamă chiar și lucrul acela în care ea avea așa o vorbă, venea din mediul ei în care ea crescuse: „Să dea Dumnezeu să nu vezi, să dai de mâncare la copiii tăi, să vorbești, să nu dai de mâncare la copiii tăi.” Mă Un speria blestem atâta de tare. 100%. Da, blestem 100%. Și chiar am avut o boală la ochi, dar cumva am mers la ungere și am primit vindecare și mi s-a totul clar la ochi. Și, na, port ochelari, dar nu mai am ce am avut atunci la ochi. Și, uite, în toate lucrurile astea negative, eu am învățat, de fapt, cine este Dumnezeu. Dacă nu aveam momentele astea, zero, dacă nu aveam momentele astea de tăcere în care Dumnezeu a îngăduit cumva să stea departe. Să ne întoarcem la momentul despre care tu spuneai, acea săptămână în care n-ai simțit nimic și în care tot background-ul tău, tot fundalul copilăriei tale în care ți s-a spus că nu meriți, iar acum te apăsa acest sentiment de vinovăție că cumva prin ceva l-ai întristat pe Dumnezeu, fără să existe o cauză concretă. Eu știu, am mințit, am furat, am făcut un păcat concret de care știu că trebuie să mă pocăiesc și în care trebuie să ies, ci o stare emoțională generalizată, un sentiment de vinovăție nejustificată. Cum a ieșit? Ce s-a întâmplat în acel punct? Exact așa cum am început să povestesc și scuze că am deviat. Eu te-am făcut să deviezi, așa că... Așa, foarte bine atunci. Asta mi-a așa pus pe inimă Duhul Sfânt: uită-te în spate. Și efectiv din copilărie m-am uitat. De când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și mi-am dat seama în momente grele pentru mine, în momente în care mama mea mă lăsa afară și mă primea în casă și spuneam: „De Doamne să nu... nu știu, să nu-mi fie frică mai mult, sau de Doamne să nu mă bată, de Doamne să nu mă prindă, de Doamne să nu-mi facă rău, de Doamne acum să nu fie așa de rău, sau acum să fie liniștită.” Erau momente în care Dumnezeu făcea treburile astea. O copilărie, mi-aduc aminte odată un lucru banal, de o pereche de șlapi care mi-am dorit și Dumnezeu mi-a dat. Deci eu l-am văzut pe Dumnezeu în lucruri din astea așa foarte micuțe. Și atunci cumva toate le treceam în revistă, mi erau așa de clare și mi-aduceam aminte: „Uite, atunci Dumnezeu m-a ajutat, uite atunci când am încercat să-mi iau viața, Duhul Sfânt mi-a spus: nu, nu fă treaba asta, mi-a spus: du-te la biserică.” M-am dus la biserică, am întâlnit acolo tinerii, mi s-a dat o Biblie, am început să citesc din Biblie, am început să-L cunosc pas cu pas pe Dumnezeu, am început să cred că Dumnezeu și pe mine mă iubește, am început să cred prin Psalmul 139 că am și eu valoare. Și ușor, ușor, cumva tot vălul acela se dădea la o parte, se dădea la o parte și îmi dădeam seama că cumva Dumnezeu îngăduise toată starea asta a mea. Era ca și cum să zic așa, ca un fel de examen, ca să spun așa, adică învățasem niște lecții până în momentul respectiv și era ca și cum așa am simțit, așa am perceput eu, era ca și cum am dat un examen și cumva un capitol se închidea din viața mea și să înțeleg clar că Dumnezeu pe mine mă iubește nu pentru ceea ce eu fac, ci doar pentru că exist. Și
Atunci pot să spun că am scăpat foarte bine de sentimentul de vinovăție al faptului că exist, pentru că simțeam așa cumva că deranjez oamenii, că deranjez lumea, că sunt un accident. Ei, de atunci nu am mai simțit așa. Și uitându-mă în spate la toate binecuvântările, uitându-mă în spate la tot ceea ce a fost Dumnezeu, am început instinctiv să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc prin credință că Tu existi, îți mulțumesc prin credință, atât cât pot eu acum, la momentul Prin ăsta. credință însemna o alegere pe care tu ai făcut-o. Absolut mentală, absolut intelectuală, pentru că nu rațională, nu simțeam emoțional atunci. Dar au fost câteva ore în care am stat de vorbă cu Dumnezeu și momentul în care am început să plâng și momentul în care așa inima mea s-a liniștit și am început să îi spun lui Dumnezeu tot ce simt, tot ce gândesc și cumva atunci am îndrăznit, pentru că trebuie să mă într-un tipar în care niciodată nu am întors vorba mamei mele, niciodată, odată nu am întors vorba mamei mele, la tot rău, la tot ce mamei mele adoptive, niciodată nu am întors vorba. Nu eram obișnuită să vorbesc cu Dumnezeu, să-i spun ce gândesc, ce simt, să-L întreb. Nu eram obișnuită să fac așa. Ei, și atunci a fost momentul în care mi-am deschis inima cu timiditate și am spus, dar ce s-a întâmplat? Dar pentru ce? Dar uite, mi-a fost așa de frică, dar cu ce am greșit? Ce am făcut? Ce? Și? Revenise pacea. Revenise pacea și certitudinea faptului că a fost îngăduit pentru ca eu să pot să înțeleg că Dumnezeu este acolo și că eu nu trebuie să mă bazez pe simțurile mele care erau atât de eronate, emoțiile mele, sentimentele mele, tot trecutul meu, ceea ce eu învățasem să simt și să experimentez în trecutul meu era atât de eronat și practic Dumnezeu a închis acel capitol și a început să mă învețe să simt diferit și să înțeleg că rațiunea cu emoția și cu sentimentele trebuie să mi le păstreze în echilibru și să-L iau pe Dumnezeu pe cuvânt și să cred. Dar de atunci îi mulțumesc lui Dumnezeu, n-am mai avut așa un gap din ăsta. N-am mai picat niciodată într-așa o curbă în care să simt că Dumnezeu nu e acolo sau chiar dacă nu-L vedeam, chiar dacă am avut momente în care nu am înțeles de ce Dumnezeu îngăduie anumite lucruri, Dumnezeu mi-a dat putere și am putut să mă încred în El. Gabi, cred că ai mai avut momente, dar probabil că nu au mai fost așa de acute, pentru că deja ai trecut printr-o vale de genul ăsta și când mai simțeai descurajare, știai foarte bine ce să faci cu emoția, pentru că deja ai învățat un traseu. Emoția vine, descurajarea vine, sentimentul de vinovăție vine sau background-ul tău îți străbate pe aici, pe acolo, prin fisuri în anumite momente, însă ai învățat o lecție importantă, cum să gestionezi emoțiile negative, sentimentul de abandonare, de părăsire, descurajare. Și lecția aceasta e prețioasă. Cred că fiecare creștin trebuie să o învețe la un moment dat. Toți ne ciocnim de uriașul deznădejde, ca să citesc pe John Bunyan cu Călătoria Pelerinului. Cred că chiar dacă nu am trecut prin genul acesta de copilărie traumatizantă pe care tu l-ai experimentat, fiecare am experimentat respingerea și avem sentimentul că dragostea ar trebui cucerită cumva, nu o merităm. Pescuiește-mi din viața ta un moment în care Dumnezeu te-a învățat că dragostea pe care o primești este completă și e deplină și este pentru tine. Nu trebuie să lupți pentru ea. S-a vindecat această rană în tine? Da, chiar da, chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu, A da. fost un moment sau un proces? A fost un proces, nu a fost un moment. N-aș putea să pun degetul și să spun acel moment, nu, a fost un proces. Și foarte mult Dumnezeu mi-a arătat lucrul acesta prin oameni. Foarte mult prin oameni. A pus Dumnezeu lângă mine oameni care m-au primit așa cum eram. Care m-au primit cu slăbiciunile mele, cu fricile mele, cu neîncrederile mele. Tu erai conștientă de ele? Le manifestai în tipare Da, de da, comportament? Uite-te că da. trebuie să vorbesc în limbajul tău acum ca să... Da, eram conștientă de ele, simțeam că fac parte din mine și nu puteam să fac ca ceilalți. Îi admiram pe toți ceilalți care puteau să fie tari, care puteau să fie ei și care puteau să aibă curajul de a-și asuma ceea ce sunt ei. Eu nu puteam să fac treaba asta. Acum poți? Da, acum pot. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o voce. Și doresc să o păstrez în bun simț și cu mult respect față de ceilalți și cu multă empatie. Și ce am văzut la Dumnezeu a fost că de fiecare dată când Dumnezeu mă apropia mai mult de El și simțeam că urc pe o treaptă spirituală, că îl cunosc puțin mai bine,
în urma unor experiențe anumite prin care am trecut, inima mea, chiar dacă era supărată și tristă pe cineva, Dumnezeu mi-o deschidea înspre ceilalți. Și mi-aduc aminte, pentru că am pomenit de mama mea adoptivă, mi-aduc aminte tot așa cu blândețe când Duhul Sfânt așa mi-a spus să mă uit și în trecutul ei. Și atunci a fost momentul în care eu am început să mă uit și în trecutul ei și să încep să o înțeleg. Și știi ce? M-a ajutat tot pe mine să mă liniștesc. Mie mi-a fost foarte greu să aleg, să intru în procesul acesta de iertare. Pentru că mi-au greșit mult adulții. Fiind copil, adulții mi-au greșit și nu am avut niciodată un singur abuzator, l-am confruntat, doar pe un singur abuzator. Cel cu care am avut primul abuz de genul acesta, ca și copil fiind și adult fiind, am avut îndrăzneala să-l confrunt și să-l întreb ce a fost în mintea lui și de ce a făcut așa și de ce a îndrăznit să facă ce a făcut. Și ai primit răspunsul pe care l-așteptai, de care nu, aveai nevoie? Nu, am primit un răspuns șocant. Nu, n-am primit deloc un răspuns. A fost un răspuns halucinant la care nu m-am așteptat. Pentru că îi spuseseră alți adulți din familia mea lărgită, familia mea adoptivă, îi spuseseră că ei deja au făcut lucrurile respective cu mine și că cumva este un acces deschis. Și cam an eram un copil de 9 ani. 9 pe 10 ani aveam. Cum să pot să te gândești că un copil poate să facă așa? Ei, și mă întorc. Am avut foarte multă mâhnire, amărăciune, nu ură, dar durere foarte mare. Nu am putut să iert. Mi era foarte greu. M-am bucurat că nu am urât niciodată, dar eram prea îndurerată. Și cu mama mea a început totul, cu mama mea adoptivă, atunci când Duhul Sfânt mi-a spus, încearcă să te uiți puțin în trecutul ei, hai uite-te să vezi, hai înțelege. Și atunci am început să fac cercetări și să înțeleg trecutul, pentru că nu l-am prea știut, era o enigmă pentru mine. Și am început să înțeleg cum a trăit ea, ce s-a întâmplat cu viața ei, cât de greu i-a fost și ei ca și copil. Și cum nu a putut să treacă peste toate lucrurile acelea și mi-a făcut mie ce mi-a făcut. Și mi-am dat seama că, de fapt, toată treaba asta mi-a adus mie un foarte mare beneficiu. Prin urmare, asta este o perspectivă care te ajută să ierți, să vezi durerea celorlalți? Da, să înțelegi circumstanțele atenuante și să înțelegi că nu e vorba doar despre tine. Este o alegere. Eu așa am văzut în viața mea. Este momentul cheie în care alegi. Alegi să rămâi în amărăciune, alegi să lași ca tot ce s-a întâmplat în trecutul tău și ceea ce oamenii au decis, bazați pe viața lor, pe principiile lor, pe ceea ce li s-a făcut, uite, pe aceste circumstanțe prin care ei au trecut, au decis greșit pentru tine. Ai putea să spui, bine, dar unde a fost Dumnezeu acolo? Nu am fost așa, să zic, să mă cert niciodată, nu mi-am permis să fac treaba asta. Mi s-a părut Dumnezeu extrem de sfânt și extrem de drept, chiar dacă nu am înțeles niciodată, nu mi-am permis, nu mi-am dat voie ca să îl cert pe Dumnezeu, dar l-am întrebat de ce. Și nu l-am condamnat pe el, că el a fost de vină, că el cumva a stat în cerul lui, a scris sentința asta pentru mine. Dar a fost momentul acela în care am ales. Aleg să mă încred că Dumnezeu are gânduri bune pentru mine de pace și că nu este El de vină, sunt oamenii care au decis și la fel și oamenii bazați pe trecutul lor. Uite, asta s-a întâmplat. Și atunci aleg să ce? Să mă las la pământ și să mă îndepărtez de Dumnezeu și să fiu supărată pe toți ceilalți? Sau aleg să iert, aleg să mă accept pe mine și să mă reconstruiesc? Și ca toate lucrurile care au fost negative și dureroase să devină o binecuvântare, să nu rămână un blestem. Da. Interesant traseu plin de suferință prin care ai trecut. Sunt puțini oameni care au experimentat durere, abuz, așa, pe care eu să-i cunosc, așa cum l-ai experimentat tu. Și de câte ori mă uit la tine, mi se pare că e un miracol felul în care Dumnezeu a reușit să te scoată din amărăciune, din depresie, din durerea aceea care te-a pus la pământ și să facă din tine, în loc de om problemă, om soluție. Mm-hmm. Omul care răspunde, omul care e prezent acolo. Uite, asta mă face să spun întotdeauna că s-a meritat și crede-mă că pot să-i spun lui Dumnezeu din toată inima, cu bucurie și așa cu zâmbetul larg așa pe buze, Doamne, îți mulțumesc, s-a meritat. Când am în fața mea un om
pe care eu pot să-l înțeleg, știi cum, până în străfunduri pot să-l înțeleg. Efectiv, pot să-l citesc, poate să tacă și eu deja îl înțeleg. Și continui eu mai departe ce simte și ce gândește. Eu am bucurie în inima mea că s-a meritat, că nu e degeaba, absolut nimic nu e degeaba. Și în sensul acesta simt că totul este răscumpărat. Pentru că astăzi nu sunt un blestem, Dumnezeu mi-a dat putere și am rupt, nu am continuat ca mamă să fac același lucru cu fiica mea. Fiica mea nu e un adult defect, cum am fost eu un adult defect. Și iată, eu pot să fiu o binecuvântare. Dumnezeu poate să mă folosească ca un instrument bun. Ca un instrument bun. Și întotdeauna mă gândesc că, exact așa cum spune Dumnezeu, din nimic Dumnezeu face ceva minunat. Și atunci, în concluzie, unde e Dumnezeu atunci când tace și cum se parcurge această experiență? Cum îl vezi tu ca o întâlnire de gradul zero într-un punct în care El tace și nu e de găsit pe niciunde? Niciodată Dumnezeu nu pleacă de lângă tine, de lângă mine. Hai să vorbesc în numele meu. Niciodată Dumnezeu, am certitudinea clară că Dumnezeu niciodată nu pleacă de lângă mine. Știu că Dumnezeu, caracterul Lui este unul bun, unul perfect, unul sfânt, unul care nu minte. Deci Dumnezeu este perfect în caracterul Său și caut în fiecare zi să-I cunosc tot mai bine caracterul. Cred în iubirea Lui pe care o are față de mine, iubire sinceră. Nu pot să cred o clipă, indiferent ce mi s-ar întâmpla, că Dumnezeu are gânduri rele pentru mine și că, uite, așa îmi face El mie acum. Nu. Știu că chiar dacă mă doare, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă am sentimentul că Dumnezeu tace, da, poate tace. Poate tace și stă lângă mine. Da, se poate să fie și treaba asta. Dar și dacă face treaba asta, știe că se poate baza pe mine, că deja sunt un adult și că deja cumva noi discutăm ca de la... Cumva ca un de la adult la adult. Nu mai sunt copilul care trebuie să-l cocoloșească, care trebuie să-l țină, că pică, că se lovește, să-i pună propte sau să fie mereu, hai că poți, hai că poți. Deja știe că sunt adult, știe că se poate baza pe mine și că n-am să plec din relația cu el și mai ales el nu va pleca niciodată. Eu n-am să plec pentru că știu că el nu pleacă. Și doar, da, și doar pe baza la aceste adevăruri pot să cred că atunci când crezi că Dumnezeu tace, când crezi că Dumnezeu te-a părăsit, nu te baza pe sentimentele tale, pe emoțiile tale, pe ceea ce tu crezi ca om, ci uită-te-L rațional, uită-te în cuvânt, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. El rămâne la fel. Noi ne schimbăm, dar Dumnezeu nu se schimbă. E momentul acela zero în care ai oportunitatea să alegi. Depinde de tine, depinde de mine. Ce aleg atunci? Aleg să cred ceea ce Dumnezeu îmi spune prin Biblie, acel Dumnezeu care nu se schimbă niciodată și rămâne credincios, sau aleg să cred ceea ce îmi spun vocile din mintea mea, din trecutul meu, din experiențele mele și diavolul, pentru că și diavolul ne șoptește lucrurile acestea. E în puterea noastră, pentru că în Biblie ne spune că Dumnezeu ne-a dat putere ca noi, nu? Să coordonăm gândurile noastre, să le facem roabe Domnului Iisus Hristos. Exact. Gabi, îți mulțumesc foarte mult pentru provocarea pe care ai acceptat-o și pentru timpul acesta frumos de vulnerabilizare și de împărtășire. Cu foarte mult drag. Și sper ca această lecție de viață pe care am împărtășit-o Gabi cu noi să fie o încurajare. Toți trecem prin momente de descurajare sau de tăcere, însă în acele momente ar trebui să ne amintim cine a fost Dumnezeu pentru noi atunci când nu știam nimic despre El. Dumnezeu să ne vorbească în continuare tuturor. Și să ne întărească credința. Toate cele bune!